Așeze tabără în fața Ihapii Rotului între Lindal și... Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Evanghelist Matei, citire. Și iată s-a făcut cutremur mare, căci Îngerul Domnului, pogorându-se din cer și venind, a prăvălit piatra de la ușă și a stat deasupra ei. Și înfățișarea lui era luminoasă ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. De frica lui s-au cutremurat cei care păzeau și s-au făcut ca niște morți. Dar Îngerul, vorbind femeilor, a zis: nu vă temeți, că știu că pe Iisus cel răstignit căutați, nu este aici, că s-a sculat, precum a spus. Veniți de vedeți locul unde a zăcut Domnul, duceți-vă de grab și spuneți ucenicilor că s-a sculat din morți și va merge mai înainte de voi în Galileea. Acolo îl veți vedea, iată, am spus vouă. Așa
s-a pierdut pe toți de la fața lui Dumnezeu, iar dreptii se vesele. Este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întrânsa. Am avut cinstea și onoarea, Părinte, și dumneavoastră, dragii mei, să vă aduc lumina sfântă aici, la Catedrala din Sighetul Armației, lumina sfântă de la Ierusalim. Să vă dea Dumnezeu atâtea bucurii câte vă dorim noi, câte vă doresc eu. Vă iubesc până la sfârșitul vieții mele. Hristos a înviat! Maria a înviat! Mulțumim Maestrului, ne bucurăm că face Sfintele Paști și ne onorează în această zi sfântă de praznic a Învierii. Vă mulțumim din tot sufletul și să fiți cu noi să vă bucurați de Sfânta Înviere și să rămâneți tot tânăr și veșnic, bucurându-ne cu prezența dumneavoastră. Tânăr nu o să mai... dați-mi microfonul. Tânăr nu o să mai rămân, că doar nu pot să am elixirul tinereții să fiu înapoi. Dar din cauza dumneavoastră, astăzi am întinerit cu o jumătate de an. Hristos ale din Haideți aici, mă mulțumesc.
ridicați-vă praguri și înălțați-vă voi porți veșnice, ca să intre împăratul măririi. Cine este acesta împăratul măririi? Domnul cel tare și mare, acela este împăratul măririi. Înălțați-vă voi praguri și voi porți veșnice ca să intre împăratul măririi. Cine este acesta împăratul măririi? Domnul cel tare și mare, acela este împăratul măririi. Ridicați-vă voi porți veșnice și praguri ca să intre împăratul măririi. Cine este acesta împăratul măririi? Domnul cel tare și mare, acela este împăratul măririi. Iisus a înviat. Iisus a înviat. Nu știu ce să fac cu ritmii.